Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 28 mai, ești activă, flexibilă, neliniștită și nerăbdătoare, curioasă și inteligentă, gândești și acționezi instantaneu. Îți place să participi la lucruri neobișnuite, interesante și chiar periculoase, adori călătorile în locuri exotice, să întâlnești oamenii noi, ai da noi impresii strălucitoare. Monotonia și rutina vieții de zi cu zi te plictisesc. Din moment ce te distrezi, nimeni nu este plictisit în compania ta, nu ești lipsită de comunicare. În plus, o condiție indispensabilă pentru o stare de spirit constantă este dragostea și înțelegerea de la prieteni și rudele apropiate. Cu un astfel de sprijin, îți este mult mai ușor să suporți loviturile cruciale ale soartei semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, gândire ascuțită și adaptabilitate ridicată, dispunând de, de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Tresătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de aminții și de înșelate poate împiedica să relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a gestiona bani. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor, planeta ta în exil este Jupiter, lui Jupiter îi poți mulțumi pentru incapacitatea lor de a separa cele mai importante de cele secundare și promiscuitate, ai o natură agitată și neliniștită, ești curioasă, acționezi imediat, adori o varietate de aventuri și pericole, iubești să călătorești, în special în locuri periculoase, Urmărind impresii puternice, strălucitoare și noi cunoștințe, tu în mod absolut nu poți suporta zilele plictisitoare, monotone, rutina te ucide, nu este niciodată plictisitor în preajma ta, deci ai întotdeauna mulți prieteni, tu ești cea mai fericită când începi proiecte noi, introducând ideile tale unice și în același timp simțindu-te complet liberă și capabilă să schimbi lumea. Acțiunile tale sunt originale și elegante în simplitatea lor, fiind simplă, încăpățânată, foarte individualistă și independentă în opiniile tale, reușești invariabil în domeniul ales, cu toate acestea, până când îți găsești adevărata recunoaștere, ești în căutare constantă, atât pentru afacerea ta, cât și pentru tabăra socială la care ai dori să te alături în cele din urmă tu nu te concentrezi doar pe idee, ci ești printre cei care fac afaceri. Piatra de temelie a activității tale este libertatea de acțiune. Din păcate, uneori ești luată de val și uiți de fundamentele sociale și normele de comportament. Dacă se întâmplă să te grăbești, suporți o astfel de întoarcere în soarte și mult timp nu te poți recupera. Cu greu poți ajunge în vârf prin intermediul patronajelor sau conexiunilor poți suferi fără sfârșit și poți fi supărată de lipsa de atenție publică, în imposibilitatea de a forța pe alții să-ți asculte ideile inovatoare. Tot ce ți se poate recomanda este să te adaptezi la sistemul în care lucrezi și să aștepți să prinzi aripi atunci când societatea îți cere să apari în prim plan. În orice caz, este mai bine decât să ți bați capul de pereți, provocând antagonism, rar poți deveni profesor și mentor bun deoarece întâmpin dificultății în explicarea ideilor tale incredibile. În plus, tu ești om de acțiune și nu ai timp să te oprești și să înțelegi logica procesului tău creativ, fiind prea energică, poți pierde contactul cu ceilalți. Astfel, ar trebui să iei în considerare mai profund motivația acțiunilor proprii și a acțiunilor altor persoane. Tu nu dispui uneori de asiduitate pentru a termina proiectele începute? Poate pentru că te apuci deodată de mai multe lucruri și de fiecare dată găsești o sarcină mai interesantă pentru tine însă. Îți, tu nu numai că apreciezi inovația, ci ai nevoie constantă de un nou stimulant pentru creativitate. Poate că te temi de repetabilitate sau de lucrul prea lung la un proiect, deoarece atunci poți pierde în cele din urmă inspirația și poți începe să acționezi mecanic. Totuși, ar trebui să înveți răbdarea și să aduci fiecare proiect inițiat la sfârșitul său logic. În cele din urmă, fiecare dintre angajamentele tale este ceea ce tu trăiești. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești veselă, plină de tinerețe, ești sex în orice împrejurare, iubești misterul, prin urmare în jurul tău există întotdeauna o ceață groasă și subevaloare. În același timp, tu nu devii izolată în sine, ci ești activă și luminoasă din punct de vedere social, lăsând în același timp o rezervă pentru interpretarea cea mai neașteptată a imaginii. Cum afectează data de 28 mai soarta Îți prețuiești independența și îți câștigi existența prin propriile tale proiecte, traducând ideile tale în realitate. În astfel de momente, simți că ești stăpâna propriului tău destin? Întreaga lume se află sub picioarele tale. Ideile tale sunt ușor de realizat și ingenioase în simplitatea lor. Mergând în mod continuu în direcția lasă, tu poți obține un mare succes în activitățile tale. În căutarea locului tău în viață, poți petrece multă timp și efort și numai lucrarea pe care o ai în suflet devin vocația ta reală. Ție nu-ți place să amâni o problemă la nesfârșit, încerci să-ți realizezi toate ideile ai nevoie de libertate de exprimare completă, astfel încât nimic să nu limiteze lărgimea opiniilor tale la limitele înguste ale percepțiilor publice. Uneori, chiar depășești limitele a ceea ce este permis, încălcând regulile general acceptate și uitând de despre valorile morale. Un astfel de incident îți tulbură echilibrul spiritual, ceea ce face dificilă experiența a ceea ce s-a întâmplat. Doar credința în propria ta putere și optimismul inepuizabil te ajută să-ți continui călătoria prin viață și să nu cazi în depresie. Îți realizezi propriul drum în viață fără ajutor. Tu ai dotările și conexiunile necesare și te îndrepți către sus, datorită propriilor tale talente. Dacă ești mai puțin norocoasă, poți suferi de faptul că meritele tale rămân nerecunoscute, iar ideile tale nu se întâlnesc cu înțelegerea. În astfel de cazuri, este necesar să accepti status quo-ul și să accepti faptul că acesta nu poate fi schimbat. Dacă soarta ți-ar fi dat altfel, va apăra în fața ta la momentul potrivit. În orice caz, încercarea de a merge împotriva soartei nu va duce la nimic bun. Îți place să acționezi, mai degrabă decât să te angajezi în explicații, și nu este în natura ta să-ți analizezi acțiunile. Uneori îți este dificil să intri în contact cu alții. Tu trebuie să înveți să percepi sentimentele altora mai adânc și să pătrunzi în motivațiile ascunse ale altor oameni. Uneori, îți este dificil să-ți termini treaba, pentru că îți lipsește concentrarea și răbdarea. Faci mai multe lucruri deodată și, după ce ai găsit o activitate mai interesantă, uiți de restul. Totul nou și necunoscut îți atrage atenția și îți crezește potențialul. Nu-ți place să stai multă timp într-un singur loc și prefer să mergi mai departe, deschizând de noi oportunități. Aici trebuie să fii mai consecventă și să finalizezi toate proiectele pe care le-ai început înainte de a te angaja pe altele noi. În final, vocația ta este asta. Dragoste și compatibilitate. Datorită naturii iubitoare și romantice, Relațiile intime sunt de o mare importanță pentru tine. Trebuie să-ți admiri partenerul, să-i respecti mintea, dar în schimb să aștepți la iubire și admirație necondiționate. Iubitul ideal este o persoană prietenoasă, sociabilă și ospitalieră, care împărtășește interesele tale multiple. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventurasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ție lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung, poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent, o uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și zlapte poate aduce la disperare. În această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentantă din balanță sau scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă iar scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării, în raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești un inovator autentic care visează să schimbe lumea spre bine. Tu iubești ideile originale și simple, strălucite, pe care încerci să le transpui în realitate. În opinia ta despre lume, ești de obicei încăpățnată, deschisă și independentă de oricine. Cel mai adesea reușești în activitatea profesională în care lucrezi. Îți schimbi slujba din când în când, până când găsești cu adevărat cauza vieții tale. Tu cauți de asemenea o nișă socială adecvată. Tu ești nu numai idealistă și visătoare, ești om de acțiune. Cel mai important lucru pentru tine este libertatea și independența în acțiunile tale. Totuși, se întâmplă să uiți de normele acceptate de comportament și să încalci legile societății. Dacă prin urmare, comiți o glumă imprudentă și soarta ta se schimbă foarte mult, poți deveni deprimată pentru a te ridica și pentru a începe să construiești ceva nou, ai nevoie de determinare și uneori, după eșec poți câștiga forță morală. În absența determinării, poți renunța repede. Totuși îți construiești propriul destin. Rară ori recurgi la ajutorul prietenilor sau părinților tăi, chiar dacă ai contacte utile pentru orice situație prefer independența completă și construind de totul cărămidă cu cărămidă îți construiești destinul, chiar dacă trebuie să și din sărăcie. Totuși, poți fi de genul celor care se plâng de soarta lor pentru o lungă perioadă de timp și poți suferi dacă ideile tale nu au audiență la public. Dar va trebui să te adaptezi la sistemul existent și să începi să lucrezi în cadrul său, așteptând momentul potrivit pentru a-ți dezvălui ideile către lume. În caz contrar, tot ce realizezi este iritare ca răspuns la plângerile tale. Sănătate și boli Poți deveni adesea victima accidentelor, deoarece experimentezi constant necunoscutul sau, uitând de totul dezvolți noi talente. Acest lucru se datorează dragostei tale față de aventurile periculoase, natenției tale față de siguranță, frivolității tale. De regulă. Atitudinea ta față de viață este pozitivă, dacă nu te confrunți cu obstacole sau te confrunți cu nerecunoașterea socială. Asemenea tulburări pot provoca stres nervos profund. Dacă reușești să-ți organizezi viața în conformitate cu un anumit program și îți direcționezi energia într-un mod constructiv, îți poți menține sănătatea psihologică, pentru echilibrul mental. Ai de asemenea nevoie de oameni apropiați și dragi, de prieteni și de familie, deoarece ai nevoie de sprijin moral în momentele dificile ale vieții. Monotonia te deranjează în toate categoriile de viață, iar mâncarea nu face excepție. Prin urmare, ți se recomandă să te dedici mai des exoticului, să experimentezi mai des în domeniul gătitului și să te familiarizezi cu bucătăria diferitelor națiuni ale lumii. O dietă variată, care include mâncăruri și exotice, este extrem de benefică pentru tine. Dacă nu lucrezi ca sportiv profesionist, este mai bine pentru tine să-ți limitezi activitatea fizică către cele mai intensive și mai puțin traumatice sporturi. Destinul și norocul, ai o putere creativă extraordinară, tu poți crea condiții minunate de trai pentru tine însăți. Folosind în mod corect oportunitățile și talentele care îți sunt date de ceruri, dar dacă îți vei folosi abilitățile în direcția greșită și pasiunea ta pentru lux nu este contrabalansată de dorința de a îmbunătăți sufletul și de a fi generoasă, atunci aceste lucru poate duce la probleme de sănătate. Sfaturi pentru tine, trebuie să te antrenezi pentru a găsi răspunsul cel mai specific la orice întrebare nu percepe condamnarea altcuiva atât de dramatic, nu pot schimba părerea oamenilor, dar este în întregime împuterată de a-ți controla sentimentele. Deschide o parte din sufletul tău pentru comunicare, dacă alții te cunosc mai bine, ei vor fi mai indulgenți cu tine. Stabilește-ți corect prioritățile morale. Nu te descuraja atât de ușor. Termină un lucru înainte de a trece la un altul găsește-ți domeniul de activitate în care excelezi și încearcă să inovezi în cadrul acestuia. Încearcă să nu mai fii atât de secretoasă în ceea ce privește sentimentele proprii. Relaxează-te! Nu ai face rău să fii răbdătoare și să înveți cum să-ți duci afacerile în faza finală. La urma urmei, tu trăiești pentru afacerea ta, așa că nu ar trebui să lași la jumătate ceva atât de important. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor ca uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât te nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să visezi în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura te bești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție. O grămadă de nimicuri în cutimice asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nael Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru, dar nu este o curiozitate care te conduce te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus, dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să se reprimești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva, dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante sau au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază.